Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Sunteți bucuroși că sunteți în casa Domnului, așa e? Amin. Suntem, de fapt, pentru că mă includ și pe mine. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus în harul acesta și în această zi, ultima părtășia noastră în casa Domnului, vorbind despre o zi întreagă. Și cred că fiecare dintre noi avem dorința aceasta și mintea noastră, gândul acesta de a-L mulțumi Dumnezeu. Și eu vreau să mulțumesc Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi toți în anul acesta 2023. Și spunem din toată inima, mărit să fie Domnul. Amin. Și pentru că suntem la sfârșitul anului, probabil că toți ne-am gândit cum a fost, cum am trăit, ce am putea să îndreptăm, ce promisiuni să mai facem, ca să fie mai bine pentru noi în viața aceasta de credință în anul următor. Eu vreau să vă spun că am făcut o hotărâre care poate o să vă surprindă. Nu mai vreau să fac nicio promisiune. Știți de ce? Pentru că am cam falimentat. Am făcut multe promisiuni de când mi-aduc aminte multe promisiuni. Nu este rău să faci promisiuni, nu asta, despre asta este vorba. Dar nu vreau să mai fac nicio fel de promisiune pentru anul următor, însă mi-am pus în gând să fac ceva. Vreau să înțeleg corect ceea ce înseamnă viață de credință. Pentru că din punctul meu de vedere, și probabil că dumneavoastră nu aveți aceeași problemă, cred că am înțeles greșit, sau dacă nu am înțeles greșit, probabil că am uitat ce înseamnă cu adevărat o viață de credință. Există o expresie pe care am auzit-o la tatăl meu în România, când eram în România, mai tânăr, și el spunea câteodată că atunci când faci lucrurile invers și nu le înțelegi, expresia spune, ai pus carul înaintea boilor. Și mi-am dat seama că de multe ori în lucrurile spirituale facem cam la fel. Și eu cred că n-am înțeles bine sau poate că am uitat ce înseamnă cu adevărat o viață de umblare cu Hristos. Și îmi vei spune, probabil, frate, nu-i cam târziu. Vreau să spun că e mai bine mai târziu decât niciodată. Amin, amin. Pentru că am văzut și vreau să vă spun o chestie care puțin pe mine m-a supărat, dar m-a întristat. Am văzut pe internet, descândând telefonul, doi frați de ai noștri, nu din biserică, de ai noștri, care se certau pe internet și aruncau vorbe unul la altul, nu pentru că, eu știu, teologia lor nu potrivea. Pentru că unul spunea, dacă vrei să fii pocăit cu adevărat în biserică, trebuie să cânte numai cor și fanfară. Celălalt spunea, dacă vrei să fii pocăit cu adevărat, poți să cânti și BBSO sau știu altceva. Mai spunea un nume pe care nu vreau să-l dau. Și nu vreau să fac din aceasta nici subiectul predicii mele, dar nici nu mă interesează foarte mult. Nu, a fost o întâmplare, pur și simplu. Ca să nu mai vorbesc despre Crăciun. Cât de discuție a fost despre dacă îi spunem sau nu îi spunem așa. Și mai altele. Însă pentru mine a fost un semn de întrebare. Oare cât înțelegem noi din Scriptură, dragii mei? Cât înțelegem noi despre viața de credință? Ce înțelegi dumneatale? Ce înțeleg eu? Care este perspectiva pe care eu am? Înțelegerea mea vis-a-vis de cum să trăiesc eu cu Hristos? Oare ce înțeleg eu să fie o viață de credință pe care Dumnezeu să o aprecieze și Hristos să fie Cel care să o aplaude, dacă vreți să-mi permiteți această expresie. Pentru că, dragii mei, până la urmă, nu este important ce spun oamenii. Nu este important părerea oamenilor. Este important ce spune Scriptura. Amin, amin. Și m-am întrebat eu sincer, oare viața mea de credință înseamnă un fel de înfrumusețare estetică a vieții mele, a felului în care eu știu, trăiesc. Mai pun și eu undeva acolo, din când în când, câte o zi de post, ca să încerc să mai fac ceva. Mai pun câteodată, eu știu, o zi de rugăciune sau citesc din Scriptură, ca să mai înfrumusețez puțin viața mea. Oare asta înseamnă
o viață de credință, așa cum spune Scriptura? Oare doar atât că încerc eu, prin metodele pe care le găsesc, să fiu mai calm atunci când vorbesc? Să nu mă enervez așa de des când mă enervez de obicei? Sau știu eu să am o altfel de viață, doar atât să încercăm să punem în lucrurile acestea pe care le avem ceva de valoare? Oare asta înseamnă viața pe care o găsim în Scriptură? Oare viața care o trăim noi este așa cum o înțeleg oameni, cu o serie lungă de tot felul de limitări, de restricții, de tot ceea ce oamenii inventează, care nici măcar n-au nimic de a face cu ceea ce găsim în Scriptură, că este păcat sau nu este păcat, sunt doar în cuvințele lor? Oare asta înseamnă viața de credință? Oare viața de credință înseamnă pentru mine, nu pentru dumneavoastră, pentru mine, o umblare de asta greoaie, plină de indignare? Eu știu, câteodată mai cârtești și spun: Doamne, nu înțeleg de ce mi se întâmplă lucrurile acestea. Oare asta este viața pe care o găsim în Scriptură, predicată de Domnul? Pentru că nu cred că viața de credință înseamnă un fel de a fixa un vas. Știți, dacă ai un vas și cade de pe un raft jos, iei un super glue, bang, ai pus înapoi partea care lipsește și o întorci invers și o pui să se vadă numai partea din față. Nu cred că asta înseamnă viața. Nu cred că așa aș putea să trăiesc până la urmă o viață care să-i placă lui Dumnezeu. Nu cred. Știți ce am înțeles eu? Sau mi-am adus aminte? Sau am redescoperit acest adevăr? Viața de credință, așa cum o predică Iisus Hristos, și am să documentez, dacă vreți, asta prin Scriptură, este de fapt o reconstrucție a vasului nostru, a vieții noastre, la un nivel pe care numai Hristos poate să-l facă. Pentru că am înțeles în urmă cu mulți ani de zile, dar am uitat, că a fi credincios, credința noastră, nu este doar un set de coduri de comportament, un set de reguli pe care le facem. Credința noastră înseamnă relație cu Hristos. Dacă în această dimineață te potrivești cu duhul meu de întristare pe care îl am pentru că n-am reușit să împlinesc ceea ce ar fi trebuit să împlinesc, vreau să-i aducem aminte că nu vom putea niciodată să trăim o viață pe care Hristos o vrea, dacă pe El îl uităm, dacă pe El nu-L punem acolo unde trebuie să fie, dacă locul Lui nu este în viața noastră și nu numai în viața noastră, în centrul vieții noastre, pe tronul vieții noastre. Pentru că asta înseamnă creștinismul pe care trebuie să-l trăim. Asta înseamnă viața pe care trebuie să o avem. Pentru că asta a predicat Domnul Iisus Hristos. Și auziți ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 23. Recitesc. Spune versetul 23. Apoi a zis tuturor, adică nouă tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine. Voim? Vrem să mergem după Domnul? Vrem să avem o viață care să fie plăcută? Atunci, dragii mei, ascultați ce spune Scriptura. Pentru că noi am uitat de multe ori aceste lucruri și ne ocupăm, cum spunea cineva, noi vânăm șoareci spirituali care credem că ne afectează viața noastră. Dar de fapt uităm de leii care cu adevărat mănâncă puterea noastră spirituală. Și spunea Domnul: vreți să mă urmați? Fiecare dintre voi să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și apoi să mă urmeze. Simplu, măcar că este complicat în ceea ce înțelegem noi, dar numai așa putem să trăim. De aceea am spus: Doamne, nu vreau să-ți mai fac niciun fel de promisiune. Nu vreau să-ți mai fac. Nu te supăra pe mine. Dar vreau să trăiesc versetul acesta. Anul acesta vreau să trăiesc. Vreau să înțeleg că pentru mine viața de credință nu înseamnă regulile pe care oamenii le pun, nu le găsesc în Scriptură și nu mă interesează. Vreau să înțeleg că pentru mine cel mai important lucru ești tu. Și dacă viața pe care tu mi-o arăți și o înțeleg din Scriptură este viața pe care o vrei pentru mine, asta vreau să o trăiesc. Și eu mi-am pus, dragii mei, și spun lucrul acesta în biserică, înainte de Dumnezeu, versetul acesta pentru mine,
va fi versetul care mă va motiva în fiecare zi, în anul pe care Dumnezeu mi-l va îngădui să îl trăiesc. Cât voi trăi? Acesta este motoul vieții mele pentru 2024. Vrei să mă urmezi? Spunea Domnul Iisus Hristos. Leapă-te de tine. Ia-mi crucea în fiecare zi și urmează-mă. Pentru că, dragii mei, acesta este adevăratul sens al trăirii noastre împreună cu Hristos. Acesta este, de fapt, secretul vieții noastre. Sigur că după aceea, după ce înțeleg că Hristos trebuie să fie în centrul vieții mele, apoi există acele principii de trăire. Nu pe care îl pun oamenii, pe care îl găsesc în Scriptură. Apoi vine acel cod de comportament, eticul pe care trebuie să-l vadă oamenii în mine, pentru că Biblia spune că noi suntem lumina lumii. Atunci, după aceea vine. Nu mă interesează, cum spuneam, ce spun alții și ce gândesc alții. Treaba lor. Pe mine mă interesează ceea ce spune Domnul în Scriptură. Și Domnul spune, vrei să ai o viață reală? Nu uita, vine numai din relație cu mine. Numai din relație cu Hristos. Acesta este secretul vieții de credință, relația cu Hristos. Puneți întrebarea, dragul meu, în tot ceea ce ai făcut și eu, anul care a trecut, a fost în scopul acesta motivația de a vedea pe Hristos în viața? Mi-am pus întrebarea nu ce vreau eu să fac, oare ce-ar face Hristos? Ți-ai pus întrebarea? Pentru că dacă am face lucrul acesta, dragii mei, multe din lipsurile noastre ar dispărea. Dar noi, spuneam, punem carul înaintea boilor, ne străduim noi și facem noi. Dacă fac asta, cum spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos, că la un moment dat pe drum cineva mi-a și a spus, te voi urma unde vei merge. Și este frumos să faci mărturisiri de genul acesta. Și Domnul a spus, nu știu ce e în capul tău, mă gândesc așa, dar vreau să spun ceva. Vulpile au vizuini, păsările celor au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își pleca capul. Nimeni nu înțelege de ce a spus Domnul Iisus aceste cuvinte acelui om. Cu siguranță știa Iisus de ce. Pentru că noi de multe ori așa suntem plini de entuziasm. Doamne, am să fac și cu tare și cu tare, dragii mei. Entuziasmul pe care îl avem noi se pierde ca focul pe care îl aprindem dacă nu îl alimentăm cu ceva. Știți ce ne lipsește nouă, dragii mei? Și îmi lipsește mie. Relația cu Hristos. Asta îmi lipsește. Asta îmi lipsește că o zi, două, trei, cinci trece și apoi din nou dau cu capul de pereți. Și iarăși am făcut o greșeală. Asta ne lipsește, dragii mei. De aceea vreau să mă motivez în această dimineață. Haideți să ne întoarcem la cărările alea vechi, care înseamnă baza a ceea ce înseamnă relația noastră cu Hristos. Și asta înseamnă să trăim în fiecare zi cu El. Adică să lăsăm pe Hristos să trăiască în viața noastră. Pentru mine, creștinismul înseamnă, bazat pe acest verset, este foarte simplu. Câștigi viața atunci când o pierzi. Câștigi viața atunci când îl lași pe Hristos. Am experimentat multe, multe biruinți atunci când am spus, Doamne, fă Tu! Nu mă lăsa pe mine să fac, nu mă lăsa pe mine să gândesc, nu mă lăsa pe mine să iau decizii. Și Dumnezeu a fost Cel care mi-a dat biruință. Și am gafat de multe ori când dorința mea și când ideea mea și când știu altceva. Și mi-am dat seama, nu, există decât un singur secret. Spunea Domnul Iisus Hristos, vrei să vii după mine? Leapădă tot ceea ce este în tine, eul tău. Te lepezi de tine. Marea noastră problemă, dragii mei, este că noi nu facem lucrul acesta. Noi nu facem. Pentru că nici măcar nu înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Am fost în armată și în armată ne instruia acolo așa cum se instruiește în armată, dar marea noastră problemă a fost că la început nu înțelegeam de ce se comportă caporalul cu noi așa. De ce este locotenentul nostru atât de dur cu noi? Habar n-aveam. Până când i s-a spus, băi, ascultați, voi sunteți aici pentru că trebuie să vă echipați, că dacă va fi nevoie, țara are nevoie de voi și trebuie să fiți acolo. Noi suntem de multe ori în biserică și stăm în biserică și nu înțelegem de fapt ce înseamnă să te lapezi de tine. Ce înseamnă lucrul acesta? Și Biblia spune că atunci noi ajungem
la o viață adevărată, când în noi trăiește Hristos și pe El îl slujim. Fiți foarte atenți! Când în noi trăiește Hristos și pe El îl slujim. Dar nu se oprește aici. Pentru că a ne lepăda de noi înșine înseamnă a sluji pe Dumnezeu și pe aproapele. Este o mare problemă, noi uităm. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, Doamne, te iubesc așa de mult. Tu ești pentru mine cel mai prețios. Amin. Dar nu se încheie aici, frați și surori. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și apoi spunem amin. Pentru că asta înseamnă să te lapezi de tine. Să-L iubești pe Dumnezeu și apoi să iubești pe aproapele. Noi înțelegem greșit. Creștinismul pentru noi de multe ori înseamnă a câștiga ceva. Noi câștigăm foarte multe atunci când venim la Domnul. Doar atât înseamnă creștinismul? Creștinismul înseamnă nu doar a câștiga, ci a dărui. Și vedem lucrul acesta la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a venit în lumea aceasta doar ca să ne câștige pe noi. El a venit ca să câștige și să dăruiască. Dumnezeu are, de fapt, această caracteristică. Dumnezeu nu câștigă foarte mult cu noi. Câștigă, dar nu foarte mult. Noi câștigăm cel mai mult. Adică Dumnezeu câștigă ceva, dar ne dăruiește nouă mai mult. Dumnezeu ne dă mai mult decât noi merităm. Dumnezeu ne dă mai mult decât noi merităm. Pentru că asta înseamnă cu adevărat să-L ai pe Dumnezeu în viața ta, pe Hristos în viața ta. Dragul meu, vreau să-ți pui întrebarea. Dacă pentru tine creștinism înseamnă doar că ai câștigat ceva și nu dăruiești nimic, nu dorești la nimeni nici dragostea ta, nici zâmbetul tău, nici, eu știu, alte lucruri, înseamnă că, virgulă, creștinismul pe care îl trăiești nu este după ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos. Leapădă de tine. Eul tău. Asta e marea problemă. Dar de ce nu vrea Domnul eul nostru, știi, să ne lase pe noi să ne chinuim noi și eul nostru să facă ce poate el și când nu mai putem, Domnul așa să ne mai dea câte un imbol, să ne mai ajute. Nu. Nu, pentru că nu se poate. Vreau să vă spun de ce. Pentru că atunci când eul acesta ar câștiga o bătălie, eul acesta i s-ar umfla personalitatea de mândrie. Spune, ai văzut că am făcut? Eu am făcut. Și mai mult decât atât. Eul acesta ar fi cel care ar face legea. El ar spune, uite, așa trebuie să faci, așa trebuie să faci. Vreau să spun că eul nostru, dacă noi suntem copii al lui Dumnezeu, nu este cel care trebuie să facă legea. Nu legea este făcută, legea nu este făcută de eul nostru. Legea este făcută și ar trebui să fie făcută de Hristos, care domnește pe tronul vieții noastre. De aceea nu există compatibilitate între eul nostru și Hristos, care este regele nostru. Nu există. Ori eul, ori Hristos. Și Domnul spune, vrei să mă urmezi? Nu te păcăli. Nu-ți lipi cioburile în viața ta. Pentru că oricum, la un moment dat, o să arăți ca și un vas plin de cioburi. Hristos vrea să restabilească viața noastră trăind El în noi. Trăind El în viața noastră. El să conducă. El să fie cel care face ordine. El este cel care face legea, nu eu. Pentru că de multe ori, câteodată când facem noi legea, o facem fără să-L consultăm pe El. Primul lucru, nu uitați, lepădarea de noi. Eul nostru nu trebuie să mai fie cel care să conducă. Întrebarea este foarte, foarte corectă pusă și foarte, dacă vreți, pragmatică. Suntem noi dispuși să renunțăm la viața noastră pentru ca să putem să câștigăm adevărata viață? Asta e întrebarea. Suntem noi dispuși să renunțăm la tot ceea ce înseamnă viața noastră? Spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos în aceeași carte Luca 24, în continuare. Și auziți, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, noi spunem, ăia de afară, despre aia, nu. E vorba despre noi. Când noi nu lăsăm ca Hristos să domnească în viața noastră și avem noi motivații noastre de a ne scuza, se întâmplă când primim exact versetul acesta. Dacă cineva va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Mări să fie Domnul!
De aceea trebuie să ne întoarcem înapoi la bază. Hristos spune, vrei să mă urmezi? Pune-mă acolo unde trebuie să fiu. Pune-mă acolo unde trebuie să stau, să domnesc. Nu eu-l tău, nu altcineva. Dragii mei, dacă vom face lucrul acesta, vreau să vă spun ceva. Nu vom putea să trecem unul pe lângă altul, fără ca să ne îmbrățișăm. Nu neapărat că trebuie să ne dăm un hug. Ci este vorba de starea aceea. Când Hristos domnește în viața ta, când El reconstruiește din nou vasul acela, îl pune din nou pe roata aceea și îl face din nou așa cum trebuie să fie, vei fi altul. Vei fi altul. Vei înțelege altfel toate lucrurile. Și asta ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Cel puțin pentru mine este unul dintre lucrurile pe care mă rog din toată inima Dumnezeu să mă ajute să fac lucrul acesta. Să las pe Hristos să domnească în viața mea. Pentru că a trăi nu înseamnă doar a primi. Înseamnă și a dărui. Și să ne facă Dumnezeu ca să fim oameni care să dăruim tot ceea ce primim de la Dumnezeu. Nu putem să dăm altceva decât ceea ce primim. Spune că noi nu dăm decât ce avem în inimă. Nu? Așa spune. Ce ai în inimă, așa dăruiești. Te uiți la cineva și spui, bă, ăsta parcă nu a mâncat de 3 zile. Nu că e slab, că e amărât și nu zâmbește. Dragii mei, Hristos, dacă este în viața noastră, dăruim înapoi pe Hristos. Asta facem. Și asta dă unitate și putere bisericii. 2. Spune Domnul Iisus Hristos următorul lucru. Dacă vreți să mă urmați, lepădați-vă de voi și apoi poartă-ți crucea în fiecare zi. Poartă-ți crucea în fiecare zi. Dar ce legătură este între viața adevărată și purtarea crucii? Adică ce legătură are asta cu trăirea mea de zi cu zi? Are legătură, pentru că a spus Domnul Iisus Hristos. Și iarăși ne întoarcem la acest lucru. Ce reprezintă până la urmă a ne lua crucea în fiecare zi? Cineva spunea foarte plastic, crucea pe care a purtat-o Domnul Iisus Hristos a fost pentru ispășire. Prin cruce noi suntem mântuiți. Mântuirea este desăvârșită. Noi nu purtăm crucea lui Hristos. Măcar că este o expresie care vorbește despre lucrul acesta. De fapt, crucea noastră are alt scop. Este tot al lui Hristos, pentru că îl avem pe El în viața noastră, dar are alt scop. Crucea noastră, pe care o purtăm în fiecare zi, este pentru propagare. Este pentru a răspândi ceva. Știți de ce ne cheamă Domnul Iisus Hristos? În purtarea crucii noastre, noi ne identificăm cu Domnul Iisus Hristos. Este viața noastră, care o trăim prin El și care continuăm, de fapt, să împlinim lucrarea pe care Dumnezeu și Hristos o are de făcut prin noi în împărăția Lui. Noi nu facem altceva, dragii mei, decât ducem lucrarea lui Iisus Hristos mai departe. Și tot ce ține de lucrarea Lui, dacă vorbim despre prigoană din cauza lucrării, dacă vorbim de oamenii care ne vorbesc de rău din cauza că sunt... Nu pentru că noi avem suferințe, toți oamenii au suferințe. Toți oamenii duc lipsă, toți oamenii poate că au, eu știu, probleme financiare. Nu despre asta este vorba. Noi nu ne vom căi atât de mult și vom fi atât de stresați și de supărați de toate lucrurile pe care s-ar putea să ne se întâmple atunci când o slujim pe Dumnezeu, dacă înțelegem că noi suntem chemați la lucrul acesta. Domnul a spus ucenicilor, duceți-vă, predicați Evanghelia, fiți creștini, credincioși, Hristoși care merg mai departe, dar lucrul acesta a venit cu multă împotrivire din partea lumii. Dragii mei, noi suntem chemați, măcar că în Canada nu prea facem lucrul acesta pentru că nu avem ocazia, dar nu uitați, suntem chemați să luăm crucea lui Hristos, adică să ne identificăm cu Hristos care a fost respins, care a fost bajocorit, care a fost bătut, care a fost scuipat, la care i s-a pus pe cap o crună de spini, a fost răstignit. Noi trebuie să purtăm aceleași semne ale Domnului Iisus Hristos, nu stigmatele, cum spunea cineva, în palmele noastre, cum a avut Domnul Iisus, dar aceleași semne de oameni respinși de lumea aceasta. Dacă lumea ne respinge, dacă diavolul luptă împotriva noastră, înseamnă că este un semn bun.
Dacă diavolul ne lasă în pace, spune, lasă-l în pace, că oricum el e. Avem o problemă. Noi ne place o viață liniștită. Noi ne place o viață care să trăim pe pământul acesta așa, ca pe flori. Nu se poate, dragii mei. Se poate doar dacă nu suntem în ceea ce înseamnă voia lui Hristos și trăirea împreună cu El. Așa spunea cineva. Și nu era credincios de al nostru. Spunea, dacă diavolul îți pune piedici, te încearcă în fiecare zi, te presează în fiecare zi, înseamnă că este un lucru bun. Și unii au spus, dar de ce? Dar de ce? Pentru că asta înseamnă că ești într-o luptă împotriva lui și el împotriva ta. Dar dacă el te lasă în pace, înseamnă că ai o problemă. Dragii mei, este marea noastră, problemă pe care noi ar trebui să o rezolvăm. Să lăsăm ca tot ceea ce ni se întâmplă din cauza lui Hristos să nu fie întotdeauna acoperit cu, eu știu, cu un fel de reproș. Doamne, de ce se întâmplă așa? Pentru că asta dovedește că noi suntem oamenii care, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, luăm crucea Lui în fiecare zi. Asta suntem chemați. Și suntem provocați în această dimineață să înțelegem că dacă nu avem Duhul acesta de a, și Spiritul acesta de a lua crucea Lui Hristos, înseamnă că avem o problemă. Nu știu, nu vreau să spun care e problema, dar avem o problemă. Și pentru mine, în anul 2024, mă rog Dumnezeu ca tot ceea ce înseamnă această purtare a crucii să nu mă afecteze atât de tare cum m-a afectat în ceilalți ani. Să nu mai spun cum am spus câteodată, știi ceva, Doamne, gata, nu mai vreau să fac nimic. Mă duc și mă culc pe ureche. Că am făcut lucrul acesta, am spus. Să nu mai spun, Doamne, mi-e prea greu, păi da, uite, duminică, joi, și mai departe, e prea greu să te pregătești pentru predică. Mulți din oameni nu știți, fratele Andrei și la știu. E prea mult, Doamne, dar aș putea să fac altceva. Dumnezeu ne cheamă să ne luăm crucea noastră, care înseamnă identificarea noastră cu Hristos și să umblăm în fiecare zi cu El. Și îmi doresc pentru anul 2024, Dumnezeu să mă ajute să fac lucrul acesta, nu suspinând, ci cu bucurie. Și mă rog Dumnezeu pe toți să le binecuvânteze la lucrul acesta. Și apoi, ultimul lucru pe care spunea Domnul Iisus Hristos, și apoi să mă urmez, urmează-mă. Dar nu mă poți urma dacă nu le faci celelalte înainte. Urmează-L pe Hristos dacă vrei să ai o viață adevărată. Ce înseamnă a-L urma pe Hristos? Este foarte simplu. Ne învață Domnul Iisus Hristos și spune Matei 11:29-30, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți avea sau veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. A umbla împreună cu Hristos înseamnă a învăța de la El. A te uita în Scriptură și a vedea lucrurile așa cum le-a văzut El. Dacă vom vedea lucrurile așa cum le vede Hristos, ne va fi mult mai ușor. Mi-aduc aminte o paranteză scurtă. În relația pe care și în discuția pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos cu farisei, s-a uitat la ei și zicea, printre altele, așa, citesc foarte scurt, aveți legea. Oricum legea n-a fost ușoară pentru popor. Și ați mai adăugat și voi. Ați mai pus și voi legi că nici nu știu ce o să mai inventați. De ce? Pentru că oamenii n-au văzut pe Dumnezeu prin perspectiva lui Dumnezeu, ci perspectiva lor. Dacă noi ne vom uita la Hristos și vom urma pe El, vom vedea lucrurile așa cum le vede El. Și nu mai contează ce spun ceilalți oameni. Dacă ne uităm la Hristos, vom simți lucrurile așa cum le simte El. Vom, eu știu, lupta împotriva lumii așa cum ne învață El și multe, multe alte lucruri. Pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Urmați-mă, spunea Domnul. Dar dacă vreți să mă urmați, faceți lucrurile acestea. Lepădați-vă de voi, lăsați eul vostru să nu vă mai conducă. Puneți-mă pe mine. Asta este de fapt adevărul. Puneți-L pe Hristos ca Domn. Luați crucea aceasta a identificării cu El, a fi ca și El. Și apoi să-L urmăm în fiecare zi. Și revin cu aceeași întrebare, concluzia. Ești gata să vinzi tot ce ai? Cum spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos într-o pildă, Matei 13:44. Un om care găsește o comoară, vinde tot ce are și se duce și cumpără țarina aceea pentru că vrea comoara. Dragii mei,
Viața trăită împreună cu Hristos pentru noi care suntem în biserică este cea mai mare comoară. Cea mai mare comoară. Biserica este o comoară. Credința noastră pentecostală este o comoară. Spuneți-vă asta ce vreți. Dar cea mai mare comoară este viața trăită împreună cu Hristos. Vrei să ai această comoară? Vinde tot ce ai. Pune la o parte toate încuvințările și tot ceea ce ai crezut tu că este bine. Și lasă-L pe Hristos să te învețe în fiecare zi. În fiecare zi. Ce înseamnă a trăi împreună cu El. Și mă rog pe toți Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ca de altfel și pe mine. Amin.